sau au măsurat corpul strâng vizibil. Pentru a verifica respirația, să știți. Da. La etapa când copilul e urgență majoră, aici trebuie să vă apropiați în general să verificați dacă are sau nu respirație. Din poziția respectivă, menținând căile rei deschise, vă apropiați și... Ce vedem, ce auzim și ce simțim. Eu cu ochii sunt orientat spre abdomen și pie toracică. Aud fluxul, aerul la expir, da? La aud. Și îl simt la fel. Aud, 10 simți. 10 secunde, aveți răbdare. 10 secunde, îți vă apreciați dacă copilul are sau nu respirație. Ce e moment important pentru copilul, da? Dacă copilul este pe anamnestie de traumă sau suspectăm o traumă, în ce circunstanțe, în ce suspectăm traumatiz de coloană cervicală. Cederile la noțime, așa noi am discutat, cederile la noțime. Cat o traumă e obligator din start și în considerație copilul este cu leziune de coloană cervicală. Alte situații? Așa, submers, în nerv. Anume când s-a ajunat, așa e ordine, atunci se ia în cald. Așa. Accidentul rutier, obligator, se ia, așa e ordine, se calcă și patra situație. Cum ar fi coma, fără precizare, nu știu ce s-a întâmplat. Că nu știu exact circunstanțe, așa, și electrocuție. Leziune de coloană cervicală. Cum permeabilizăm care e de care poate fi o în cap, la orice vârstă, nu se permite. Să am vrem să sugați capul în poziție neutră. La copii mai, capul trebuie să fie în extensie. La adulți, faci hiperextensia capului. Așa e o dată. Așa, pentru a menține ferie, așa e o dată. La acel moment, cam general. La etapa, dacă copilul este traumă, la orice vârstă, poți să-i spune neutră.